Mai bine să, să vedem toate concurentele. Doamnelor și domnilor, după Bianca, o vedem acum pe Diana, care vine cu Dușe! Hai să nu de ochi auzi așa ceva. Doamnelor, da, frumos. Foarte bine. Unul mai mare decât cea altul. Una lângă alta, să vă foarte bine. Și bun, ultima concurență, Gabriela Cristoiu, care vine cu Daisy. Ia să vedem. Daisy intră singur, doamnelor și domnilor. Iată-l pe, iată-l pe Daisy. Ia, foarte frumos. Foarte bine. Recuperează cățelul. Ia întotdeauna o ia pe acolo. Este singura invitată care o ia pe acolo. Nu-i place comorul roșu. Bine ai venit. Ah, bisam, am înțeles. Ok, da? Vă scuzați, avem și un mic moment sexy al emisiunii noastre. Da? Deci vă rog, nu vă certați. Da, să cred că nu are. Hai, pupați-mă. Nu poate. Da? Da? Pe rând, pe rând, pe rând, da? Doamnelor și domnilor, începem acum cu prezentarea. Să începem cu Bela. Povestește-ne despre Bela, prima noastră concurentă. Hai să ieșim puțin în față ca să nu se vadă. Deci Bela nu este prima concurentă. Bela este la voi de o lună de zile. Da, prima din concurs, dragă. Povestește-ne despre Bela. Bela are un an și jumătate. Da. Este un Yorkshire Terrier, așa. Ok. Este un toy. Da. Uite ce frumoasă e, ca da, mai, foarte frumos. Doamnelor și domnilor, Bela este senzațională. Aș vrea să știu, nu știu, are vreo plăcere anume, are pasiuni? Are talent, dar nu are talent la televizor. Da, doamnelor și domnilor, avem și un cer pentru mai târziu să o cunoaștem și pe Dușe. Da, te rog să vii alături de noi. Te rog să ne povestești despre Dușe. Probabil toată lumea o să întrebe de unde vine numele ăsta. Vine din slovacă, care înseamnă suflet. A, ce frumos. Foarte frumos. Și nu face nimic, are 4 luni jumate și nu prea face mare lucru. Nu prea face, o să vedem în seara asta, să știți care calități neașteptate. Este tot ce este, ce rasă este. Tot Yorkshire, dar e toi. E toi. Mini. Toi, da. E mini. Este jucărie, poți să-l bagi în buzunar. Da, mulțumim foarte mult. Trecem mai și să-l vedem și pe Fiorosul. Da, da, da. Îngerul lui Gabriela Cristoiu. Da, da, ne-am văzut și diverse. Da. Daisy, povestește-ne. Doamna Daisy. Da, povestește-ne despre Daisy. Este o doamnă care are 12 ani. 12 ani, avem o, avem o senioare la ea. Uite, deci, uite, fii atent. Deci, dar nu, că după aia... Are ceva, așa, uite, da. Asta e încărcată. Așa, sper să nu se certe. Da, doamnelor și domnilor, o primă întâlnire. Hai că, hai că poate să înțeleg, de fapt. Da, încep concurentele să se înțeleagă. Bine că nu-i mâncatorie. Da? Doar că... Doar că da, e rivalitate mare, doamnelor și domnilor. Hai că a început concursul. Știi da? Care va de care. Prima probă, doamnelor și domnilor. Bela, care este gureșă ca maica sa, este rugată să vină puțin încoace. Da, da. Atenție, vă rog, nu călcați concurentele să nu începem bătaia de acum. O rugăm pe Bela să sară prin acest cer. Hai să o vedem. Hai să vedem. Ia, hai. Hai, Păsărică, vină Bela, încoace. Bela, 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 vino. Hai, mami, Bela. Hai la mami, hai la mami. Treci pe aici. Dai, 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 dai. Hai că s-a dus. Oh, gata. Hai, ia, treci pe aici, treci, 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 treci. Treci prin cer. Treci, mă, prin cer. Nu vrea nici bătut. Hai, 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 dai, 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 dai. Nu, 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 nu. O secundă. Mai bine o trece maica sa prin cer. Hai, trece prin cer. Așa, doamnelor și domnilor. A trecut și Bela prin cer. Bravo! Îl așteptăm și pe Dușe să treacă prin cer. Hai să vedem, Cristina. Așa? Pe Dușe. Așa, hai să vedem. Ia, ia să vedem, doamnelor și domnilor, Dușe trece prin cer sau cu maică sa odată, tot așa, doamnelor și domnilor, o primă probă senzațională. Hai să vedem cu Daisy ce se așteptăm se Daisy, care este o doamnă. Haide, Daisy. Da? Vrei Daisy, să treci Lady prin Daisy? Cer? Vrei să treci, hai, să, hai, să treci prin aici. Cer? Ia să vedem, Gabriela, poate Daisy. Hai, hai pe pușa. Daisy? Ia. Ia, fii atent. Da, nu mai să nu mai... Hai, poate faci cu lapă. Doamnele și domnilor, Gabriela insistă să se dezbrace la noi în emisiune. Noi nu știm cum să facem. Ia să vedem. Ia, atenție mare. Maica sa este talentată! Bravo! Bravo! Se numește hula hoop ce face. Stai că nu. Ia să vedem. Stai că a zis că nu. Ia, bună, ia. Ui, foarte mare, tare! Bravo! Bravo! Foarte bine! Stai că totuși era un concurs pentru câini. Daisy, săr, 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 hai, Daisy, hai, hai, du-te la mami, du-te la mami, săr la mami. Da? Am înțeles. S-a îmbrăcat și-a da. Pus aurul, deci am luat așa ceva foarte scump ăsta, pentru că el costă foarte mult așa da, ceva. Da, foarte bun, hai, treci da.
nu mai stai cu spatele, cred că vrei să fie văzută. Hai să ne întoarcem cu fața spre camere. Concurența mai dorește să fac cu la hop frumos. Da, cu fața, dacă vrei, Gabriela, să te și vezi, bravo. E foarte bine. Să nu, după aia zice lumea că e casă de nebun aici. Bravo, Daisy, ai fost foarte bună, n-am înțeles nimic. Hai să trecem la câini. Așa, să trecem la câini. Vrem să vedem, să vedem totuși, să cunoaștem mai bine și să aflăm. Deci, în momentul în care fiecare om, să vină puțin cu Bela în față, Bianca, vreau să întreb, deci de obicei când lumea, domne, am câine. A, câinele meu știe să vorbească engleză, face tabla mulțirii, recunoaște oameni. Ce știe Bela să facă? Câinele lui are talent ca mama lui, are valoare. Deci câinele meu nu face nimic, doar prezența lui face am înțeles. E un fel de ispită. Ea nu face nimic, ea nu mă primește, înțelegi? Deci câinele meu are valoare ca mama lui. Ia stai cu spatele. Așa, am înțeles. Așa. Ai înțeles? 20-20, ați înțeles? Câinele meu are valoare ca mama lui. Punct. Vă rog frumos. Altă întrebare? Altă întrebare bună. Dar ce-i place să facă? Ce-i place să facă? Danseze. Pui o piesă să dansăm? Da, hai. Hai, vă rog. Doamnelor și domnilor, o piesă de dans. Orientală. Orientală scurtă. După să vedem pe... să vedem pe Bela cum dansează. După care trece și la Dușe, care trebuie să facă și ea ceva, sărac. Hai o piesă orientală. Hai, până găsim noi piesa, Bela se aranjează împreună cu... Ia uite, gata, începe. Așadar, dans cu Bela. Hai. Așteptăm foarte să frumoasă. Și înceapă, da. Să înceapă, exact. Hai, e foarte frumoasă melodia. Așa, imediat căutăm piesă. O secundă. Acum, dacă se poate, și domnilor. E ca o jucărie, ai văzut? N-aș putea spune, deci Bela dansează foarte bine, dar să o vezi pe măsă. Da, da, da. Măsă, ceva fantastic. Mergem acum către Dușe, care este așteptată să vină. Dușe, te invităm la dans. Puțin speriat el acum. El este băiat, da? El este băiat, da. Bun, povestește-ne puțin despre el. Ce să vă povestesc? Orice! Nu face nimic. Ce-i place? Cât mănâncă, roade pantofi? Mănâncă foarte mult, roade... tot ce prinde. Așa. Și m-a mușcat și pe mine de deget. Da, văd că ești bandajat. Deci e rău, da? Până are la o urmă... personalitate foarte puternică. Par foarte puternică, da? Da. Deci în afară de faptul că roade, mai... Ce mănâncă? Îi place să se uite la, eu știu, la desene animate, la filme de groază, la ce, ce se place uite? Lui cel mai mult? Latră cel mai mult la ușa de la dressing. Când se deschide și se închide, lui nu îi place deloc. Am înțeles. Ah. Are ceva, vreo aptitudine, dansează, cântă? Da, mai cântă din când în când, dar e pătoane. Am înțeles. Ce fel de muzie? Pe, sau trebuie să cânti ceva? Clasică. Se apucă și face... Ah. Hai să vedem, da? Vrei să îi dăm o melodie clasică sau vrei să cântăm noi ceva? Nu știu. Să încercăm, doamnelor și domnilor, să căutăm regia o melodie clasică pentru Dușe, proba de aptitudini artistice, iată, continuă. Ia un să tango. Vedem. Ia fi sau un tango sau un vals. Sau un vals, da? Ia să vedem un tango sau un vals. Ce ia fi atent. Dușe. Tot tot tot. Ora că am pus. Da, foarte frumos,
momentul artistic al lui Dușe. Noi suntem mai romantici, așa. Am observat. Apreciem. Deja se face transfer de câini. Bela își face numărul în timp ce... E aici. Își face numărul. Cred că Bela are aptitudini de prezentatoare. Este rugată și Daisy să vină alături, împreună cu stăpâna, alături de noi. Să vedem ce-i place. Să povestim despre ea și să vedem ce calități are. Așa. Am înțeles. Angels. Am înțeles. Așa. Ce știe să facă? Mă rog, în atâția ani, cu siguranță că ați descoperit ce aptitudine are, în afară de faptul că... Stai, doamna Daisy. Mami. Bravo. Așa, povestește-mi despre ea. Deci, am revărsare. Tatăl meu acum la 2 zile, știi că am venit la tine și ți-am spus că am uitat tatăl meu și nu mai am alt iubit, așa, nimic, și am rămas cu un câine. Așa. Să știi, și e singura persoană care a rămas în... În viața ta. Exact. Da, doamnelor și domnilor, trebuie să spunem prin urmare că Daisy are rol de salvatoare și este catalizatorul emoțiilor Gabrielei Cristoiu. Exact. Deci trebuie să... Da? Ce-i place să facă? Să mănânce, în primul rând. Ce mănâncă de obicei? Tot frigiderul. Tot ce e în frigider? Adică îi dai orice, câinele nu mănâncă și el, de asta de câine? Eu sunt o femeie foarte generoasă și tot ce vrei tu și dau tot ce vrea el să mănânce. Așa? E bun pentru dietă, știi? Am înțeles. Golește tot, gata. Bine, nu-i dau chiar așa foarte mult, dar... Păi și tu ce, eu știu ce mănânci tu? Adică sunt curios, ce mănâncă? O stropel, tochitură... Sau ce mănânci tu de obicei? Dar, de fapt, avem... dar după cum mă uit eu la tine, tu nu prea mănânci. Cred că mănâncă câinele. Mi se pare că a slăbit foarte mult în ultima vreme. Eu am ceva rețetă, să știi, pentru care pot să slăbesc. Am înțeles. Nu pot să vă spun. Aha. Dar eu nu știu, cântă, dansează, are vreo pasiune? Da, dar are un talent. Ce talent are? Ia să vedem. Doamnelor și domnilor, atenție, Daisy. Ce rochiță e a ta. Da, da. Ia să vedem. Ia. Atenție, liniște. Ia. Daisy, hai treci, ia. Săr. Se dezbracă, are talentul de a se dezbracă rapid. Doamnelor și domnilor. Da. Hai să... Da, foarte frumos, doamnelor și domnilor. Și dacă observați, este primul câine care face striptease la noi în emisiune. Ai văzut ce rapid a fost? Da. Fac rochița roșie a picat. Foarte frumos. Mai avem foarte puțin din emisiune. Dacă... 3 minute mai avem. Dacă doriți să mai completați ceva în legătură pentru hotărârile juriului în privința cățeilor prezenți, vă rugăm să ne spuneți. Doamna, de jurizarea? Da. În următorul minut, tu zici. Da. Adică e momentul vostru, minutul vostru de aur. Ultimul minut în care puteți convinge jurul. Chiar nu vă poate convinge. O piesă pentru ispită de la insula Iubirii Bianca, vă rog o piesă. Da. Așa, trebuie să convingeți lumea. Vă rog o piesă, da. O piesă frumoasă ca să câștigăm eu cu Bela, vă rog. Așa, iată. Halo 210, vă rog. Așa, bun. Putem să punem o piesă pentru toate trei, adică pentru noi trei, ca să vedem care câștigă, vă rog. Așa, să vedem. Mai ceva pe sistem. Hai să mai ascultăm ceva și toți trei cătei sunt invitați la dans. Adică o fi mai tare, vă rugăm, colegi. Frumos. Mie mi s-a părut că s-a dus așa. Este momentul înainte să finalizăm, să anunțăm festivitatea de premiere. Premiul 1 pentru cea mai bună mușcătură la concursul nostru se acordă lui Dușe, care i-a spus degetul maică, si? Foarte frumos.
Premiul 1 pentru, pentru vestimentație și eliminarea vestimentației doar în două secunde, ceea ce nici la unele femei nu observat, este pentru Daisy. Iar premiul 1 pentru dans și bune maniere este oferit Belei, doamnelor și domnilor. Bravo, Bela! O moștenește pe maică sa la talent. Da, doamnelor și domnilor, după cum vedeți, căței noștri au talente absolut extraordinare. Așteptăm să se facă pitbull într-o zi și Duchet, pentru că este atât de mic încât... exact ca în filmul ăla. Știi că era un film în care din când în când se cea asilea cea pe un scaun și se zicea... și apărat cu un câine de ăsta mic. Este exact... toți trei sunt câini care pot apărea în filme. Mulțumim foarte mult, dragi concurente! La revedere!